De îndată ce ajungeai la închisoare, ți se făceau poze și erai întrebat lucruri generale despre viața ta, familie, ocupație, prieteni și așa mai departe. Trebuia să povestești tot, începând cu evenimente din copilărie până în momentul în care fusesei arestat. După asta erai dezbrăcat complet și toate obiectele pe care le aveai îți erau confiscate. Erai dus către celula ta. În funcție de infracțiunea de care erai acuzat, erai băgat în celula corespunzătoare. Dacă erai considerat ca fiind un deținut mai important, stăteai singur într-o celulă micuță legată de mâini și de picioare. Dacă delictul tău era unul de minimă importanță, erai aruncat într-o cameră mare de aproximativ 30 de metri pătrați alături de alți deținuți. Urma o perioadă de câteva luni de-a lungul cărora erai bătut zilnic, torturat cu șocuri electrice, ți se smulgeau bucăți de carne cu patentul, erai atârnat cu capul în jos în găleți cu apă și urma să fii victima experimentelor medicale din cadrul închisorii. Urma să fii tăiat pe viu, să-ți fie introduse tije de metal în corp, iar organele interne scoase fără anestezie. Sângele îți era practic scurs din trup, mililitru cu mililitru, astfel încât călăii tăi să vadă cât poți rezista. Dacă erai considerat deținut problemă, urma să fii jupuit de viu. Dacă muncești pentru noi, nu ne aduci nicio valoare. Dacă mori, nu reprezinți nicio pierdere. Această expresie, pe cât de ciudat și dur sună, reprezintă realitatea concentrată pe care au trăit-o aproximativ 8 milioane de oameni în perioada 1975-1978 într-o mică țară din Asia de Sud-Est. Când am ajuns pentru prima oară în Asia, știam despre Cambodgia că e o țară săracă, că au un templu super faimos și că au avut un regim comunist undeva în urmă cu vreo 40-45 de ani. Auzisem numele de Pol Pot, individul sinistru ce face subiectul acestui video, știam că a fost un dictator dur, dar cam aici se terminau cunoștințele mele despre situația acestei țări. Ceea ce a urmat să aflu m-a marcat puternic. Când treci granița dinspre Thailanda către Cambodgia, sărăcia te lovește. De la străzile aproape deloc pavate, la oamenii care încearcă să-ți vândă absolut orice la prețuri de nimic. One dollar, one dollar. Asta cred că este cea mai auzită replică pe care am întâlnit-o de-a lungul întregii mele șederi în această țară. E normal, salariul mediu pe economie este de aproape 760 de dolari pe an. Da, oamenii de aici trăiesc cu 2 dolari pe zi. Dar pentru a putea înțelege de ce este atât de săracă Cambodgia, trebuie să ne întoarcem în timp cu vreo 45 de ani. Războiul civil cambodgian a fost un război civil, evident, din Cambodgia, luptat între forțele Partidului Comunist din Cambodgia, cunoscut sub numele de Khmer Rouge, susținut de Vietnamul de Nord și de Vietcong, împotriva forțelor guvernamentale ale Regatului Cambodgiei și după octombrie 1970, Republica Khmer, care a urmat acestui regat, ambele fiind sprijinite de Statele Unite și de Vietnamul de Sud. Conflictul inițial a fost unul destul de complex, făcând parte din cel de-al doilea război al Indochinei, 1955-1975, antrenând Laosul, sudul Vietnamului, nordul Vietnamului și setând bazele oribilului genocid cambodgian, unul dintre cele mai sângeroase din secolul al XX-lea.
După 5 ani de lupte sălbatice, guvernul republican a fost învins la 17 aprilie 1975, când biruitorul Khmer Rouge a proclamat înființarea Campucia Democratică. Războiul a provocat o criză de refugiați în Cambodgia, cu 2 milioane de oameni, mai mult de 25% din populație, deplasați din zonele rurale în orașe, în special către capitală Phnom Penh, care a crescut de la aproximativ 500.000 în 1970 la o populație estimată de aproape 2.500.000 de locuitori până în 1975. Iar întreaga această poveste devine interesantă de abia acum și se leagă de numele Pol Pot. Pol Pot a fost un lider politic al cărui guvern comunist Khmer Rouge a condus Cambodgia din 1975 până în 1979. În această perioadă se estimează că aproximativ 2 milioane de cambodgieni au murit din cauza înfometării, execuției, a bolilor sau a supra-solicitării. Un centru de detenție, S21, era atât de notoriu încât doar 7 din cele aproximativ 20.000 de persoane încarcerate acolo au supraviețuit. Khmerii Rouge, în încercarea lor de a schimba societatea către una comunistă fără clasă, au avut în vedere în special intelectualii, rezidenți din oraș, etnici vietnamezi, funcționari publici și lideri religioși. Unii istorici consideră regimul lui Pol Pot drept unul dintre cele mai barbare și mai ucigătoare din istoria recentă. Eu merg și mai departe zicând că acest regim, prin cruzimea acțiunilor, absurditatea măsurilor și scurta durată, reprezintă cel mai odios act împotriva umanității din secolul 20. Salut, Sar! Căci acesta era numele adevărat al lui Pol Pot, s-a născut în 1925 într-un mic sat situat la aproximativ 100 de kilometri nord față de capitala cambodgiană Phnom Penh. Familia sa era relativ înstărită și deținea 50 de acri de plantații de orez sau de aproximativ 10 ori mai mult decât media națională. În 1930, Pol Pot s-a mutat în Phnom Penh, unde a petrecut un an la o mănăstire budistă înainte de a urma o școală primară franceză catolică. Educația sa cambodgiană a continuat până în 1949, când a plecat la Paris cu o bursă. Fiind acolo, a studiat tehnologie radio și a devenit activ în cercurile comuniste. Când Pol Pot a revenit în Cambodgia în ianuarie 1953, întreaga regiune s-a revoltat împotriva stăpânirii coloniale franceze. Cambodgia și-a câștigat independența oficial față de Franța mai târziu în acel an. Înainte de a continua, vreau să vă îndrept atenția către sponsorul acestui video, și anume Epidemic Sound. După cum știți, trecem printr-o perioadă foarte grea cu toții, iar noi, content creatorii, suntem susținuți pe de o parte de voi, pentru că vă uitați la clipurile noastre, și pe de altă parte de sponsori care vin și care investesc, astfel încât noi să putem să încercăm să creăm clipuri de calitate. Așadar, dacă vreți muzică copyright free de calitate, intrați pe linkul din descriere, vă faceți cont pe Epidemic Sound. Aveți acces la o bază de date extraordinar de mare, cu muzică bună, de calitate, pe care o puteți folosi unde vreți voi, iar treaba cea mai tare este că prima lună este gratuită. Așadar, Epidemic Sound, link în descriere. Vă mulțumesc frumos și hai să continuăm. Între timp, Pol Pot s-a alăturat Partidului Revoluționar Protocomunist Khmer, KPRP, care a fost înființat în 1951 sub tutela Nord-Vietnamului Comunist. Din 1956 până în 1963, Pol Pot a predat istorie, geografie și literatură franceză la o școală privată, în timp ce, atunci când nu făcea absolut nimic, stătea cu prietenii și trasau o viitoare revoluție cambodgiană. În 1960, Pol Pot a ajutat la reorganizarea acestui KPRP într-un partid care a susținut specific marxism-leninismul. 3 ani mai târziu, în urma unei provocări asupra activității comuniste, el și alți lideri de partid s-au mutat adânc în mediul rural al Cambodgiei de Nord, fiind ajutați de un grup de Viet Cong. Pol Pot, care începuse să apară ca șef al Partidului Cambodgian și armata de gherilă Khmer Rouge recent formată, au lansat o revoltă națională în 1968. Revoluția lor a început încet, deși au reușit să obțină teren important în nordul puțin populat.
În martie 1970, generalul Lon Nol a inițiat o lovitură militară, în timp ce liderul ereditar al Cambodgiei, prințul Norodom Sihanouk, era în afara țării. Apoi a izbucnit un război civil în care prințul Norodom s-a aliat cu Khmerii Ruși, iar Lon Nol a primit sprijinul Statelor Unite. Atât trupele Khmerilor Ruși, cât și cele ale lui Lon Nol ar fi comis atrocități în masă. Președintele american de atunci, Richard M. Nixon, a ordonat de asemenea o campanie de bombardament secretă ca parte a războiului din Vietnam. Pe parcursul a 4 ani, avioanele americane au aruncat 500.000 de tone de bombe în Cambodgia, de peste 3 ori mai mult decât au fost aruncate în Japonia în timpul celui de-al doilea război mondial. Asta așa ca o paranteză, astfel încât să puteți înțelege cât de distrusă a fost această țară și cum, după aproape 50 de ani, încă este imposibil să se ridice din mizerie. În momentul în care campania de bombardare a SUA s-a încheiat în august 1973, numărul trupelor Khmerilor Roșii a crescut exponențial, iar acum controlau aproximativ 3 sferturi din teritoriul Cambodgiei. Curând după aceea, au început să atace Phnom Penh-ul cu rachete și artilerie. Un asalt final al capitalei plină de refugiați a început în ianuarie 1975, când Khmerii Roșii au început să bombardeze aeroportul și să blocheze traversarea râurilor. Un transport aerian al proviziilor din SUA nu a reușit să împiedice mii de copii să moară de foame. În cele din urmă, pe 17 aprilie 1975, Khmerii Roșii au intrat în oraș, câștigând războiul civil și încheiând lupta. Aproximativ o jumătate de milion de cambogieni au murit în timpul războiului civil, dar totuși ce era mai rău de-abia urma să vină. Imediat după preluarea puterii, Khmerii Roșii, în frunte cu Pol Pot, au evacuat 2,5 milioane de rezidenți din Phnom Penh. Foștii funcționari publici, medici, profesori și alți profesioniști au fost dezbrăcați de bunurile lor și au fost nevoiți să muncească în domenii ca parte a unui proces de reeducare. Cei care s-au plâns de muncă și au ascuns rațiile sau au încălcat regulile au fost torturați, de obicei într-un centru de detenție cum ar fi infamul S-21, și apoi uciși în Killing Fields. În timpul genocidului cambogian, oasele a milioane de oameni care au murit din cauza malnutriției, a supra-solicitării sau a lipsei de îngrijire medicale corespunzătoare au umplut morminte enorme din toată țara. Sub Pol Pot, statul a controlat toate aspectele vieții unei persoane. Agricultura a fost colectivizată, copiii au fost luați din casele lor și forțați în armată, au fost stabilite reguli stricte care reglementau relațiile sexuale, vocabularul și îmbrăcămintea. Sub guvernarea lui Pol Pot nu aveai dreptul la proprietate. Totul fusese luat conform doctrinei marxist-leniniste, evident. Guvernul decidea tot, ce mănânci, cât mănânci, cum te îmbraci, ce asculți, cu cine te căsătorești, absolut tot. Chiar și mai mari comuniști ai vremii au fost foarte sceptici vis-a-vis de măsurile aberante luate de acest, repet, individ sinistru. Ideea de distracție nu exista, nu aveai voie să deții bijuterii, jocurile de noroc erau interzise, orice fel de formă de entertainment practic nu exista și nu aveai voie să fii religios. După cum bine știți, în comunism, religia este inamicul numărul 1 al regimului. În total au murit vreo 70.000 de budiști. Ideea era ca oamenii să fie separați cumva de modul în care își trăiau viețile anterioare și trebuiau să se dedice 100% partidului. Medicii, funcționarii publici, profesorii, toți intelectualii erau omorâți. Aveai mâinile fine? Pa! Înseamnă că nu ai muncit niciodată, la groapă. Știai să citești? Pa! La groapă. Vorbeai o limbă străină? Pa! La groapă. Orice fel de activitate în afara lucratului câmpului era considerată ca fiind extrem de periculoasă pentru regim și de aceea erai omorât instant. De foarte multe ori nu te omorau din prima, te luau, te torturau câteva luni de zile, urmând ca la final să fii ucis. Doar țăranii și muncitorii erau lăsați în viață, ei erau utili.
Avem de-a face aici cu un regim anti-intelectual și deși în alte regimuri politice similare, de obicei conducerea încerca să-i atragă pe intelectual și să-i folosească ca fiind un canal de transmitere a mesajului comunist, Pol Pot a zis: domne, intelectualii sunt inamicii mei, cel mai bine ar fi să îi omor. Și a și făcut treaba asta. Când Pol Pot a luat puterea în Cambodgia, a declarat anul zero. Așa s-a gândit el, că din momentul acela trebuie să se numere ani. Deci aveam frumos anul zero. Aveam undeva la vreo 200 de închisori. Școlile, așa cum v-am spus, erau transformate în închisori. În S21, aproape 20.000 de oameni au fost omorâți, dintre care doar 7 au supraviețuit. Îi plăcea să documenteze toate crimele astfel încât să le aibă într-o evidență foarte, foarte bine pusă la punct. Chestie care ne ajută foarte mult pe noi acum, după aproape 50 de ani, astfel încât să știm cum s-au întâmplat evenimentele de atunci, poveste cu poveste. Oamenii erau dați afară din casele lor și forțați să lucreze în mediul rural. Școlile erau închise, evident, ce sens avea școala atunci când profesorii erau omorâți? Închiderea mediilor urbane era super aberantă, nimeni nu era de acord. El voia să transforme toată țara într-o țară agrară. Ca să vă faceți așa o idee, acești profesori, medici, intelectuali, înainte de a fi omorâți, erau frumos luați și puși la munca câmpului. Pe lângă faptul că ei nu aveau experiență și evident că randamentul era foarte scăzut, targeturile erau mega dubioase. De exemplu, el spunea că vreau ca din, nu știu, 10 metri pătrați de pământ să scoți 20 de kilograme de orez, deși chiar și cei mai profesioniști, cei pregătiți, țăranii, puteau să scoată maxim 3 kilograme. Dacă tu scoteai mai puțin de 20 de kilograme, chestii care se întâmpla tot timpul, erai bătut, erai torturat, erai distrus practic, înainte de a fi omorât. Pol Pot a reconstruit complet întreaga ierarhie din Cambodgia. Aveam patru categorii. Oamenii noi, ăștia erau cei mai periculoși și trăiau pe vechile reguli în orașe, se ghidau pe principii moderne și capitaliste. Dacă erai ceva mai de treabă, puteai să fii upgradat în categoria a doua, și anume deportați, așa se numea, erau cei care nu aveau un statut clar în țară, dar cel puțin nu erai considerat om nou, iar treaba asta era bună. Cea de-a treia categorie era pentru a obține cetățenia. Atenție, încă nu erai cetățean, dar pentru că ai arătat într-un fel sau altul că ești fidel cât de cât partidului, ai fost upgradat de la categoria de deportat și erai cumva în pending. Iar ultima categorie, dacă tu erai mega, mega, mega devotat partidului, aveai mica, dacă nu chiar imposibilă, șansă de a primi cetățenia și de a fi considerat om vechi. Asta, în principiu, nu se întâmpla niciodată, în sensul că nimeni nu putea să iasă din categoria în care era băgat inițial. Și peste 85% dintre cei interogați, evident că intrau în ultima categorie. Familiile erau separate în totalitate pentru a face ca procesul acesta de brainwashing să fie cât mai ușor. Când oamenii erau scoși din orașe, erau imediat separați și plasați în categoria de care am vorbit puțin mai devreme, astfel încât guvernul să-și poată consolida mașinăria violentă de instalare a regimului. Dacă distrugi celula societății, familia, practic încep să distrugi societatea, iar ăsta era lucrul pe care îl dorea pentru ca după aceea să poată să o reconstruiască după bunul plac. Practic, guvernul îți devenea familie. Pe de altă parte, el voia să grupeze oamenii în funcție de abilitățile pe care le aveau pentru a eficientiza, din punctul său de vedere, puterea proletară. Copiii cu copiii, femeile cu femeile. Pol Pot îi punea pe țărani să se lupte cu intelectualii. În închisori, țăranii erau luați și li se dădea putere astfel încât să-i tortureze și să-și bată joc de intelectuali. Iar asta este o chestie extrem, extrem de ciudată, pentru că nici măcar atunci când o țară este cucerită de o altă țară, nu se încearcă distrugerea completă a valorilor, a credințelor, a infrastructurii sau a obiceiurilor. În general, când te duci și cucerești o țară, încerci să o cucerești politic, după care îi lași pe oameni să-și facă nebunile, îi lași pe oameni să trăiască așa cum vor ei, dar din momentul acela, într-un fel sau altul, ei muncesc pentru tine, dar nimeni nu-și pune problema să se ducă într-o țară și să distrugă absolut totul acolo.
Oamenii, unii dintre oameni, erau mai egali decât alții. Deși comunismul zice că toți suntem la fel de egali. Știu că fraza este super absurdă și diferențierea oamenilor pe baza calităților subiective pe care le aveau face ca această frază să fie și mai dubioasă. Toți cei implicați în armată se bucurau de o paletă de drepturi la care ceilalți nici măcar nu puteau să viseze. Chiar dacă Pol Pot milita pentru munca grea, când te uitai la el, săracul, se vedea cât se poate de clar că nu muncise de foarte mulți ani, nu avea niciun fel de condiție fizică și, din punctul meu de vedere, îl putem asemui foarte mult cu liderul Republicii Democrate Nord-Coreene, pentru că, din punctul meu de vedere, amândoi seamănă, amândoi fiind la fel de rotofei. Pol Pot a vrut să modifice societatea într-o manieră mult mai rapidă decât au încercat-o toate celelalte regimuri comuniste. Pentru a schimba o societate trebuie timp, lucru pe care le-am văzut de-a lungul istoriei. De aceea avem acum țări comuniste puternice, cum ar fi China, și țări capitaliste puternice, cum ar fi USA. Comunismul în general a intrat mult mai natural în diverse societăți, deoarece oamenii nu erau mulțumiți de viețile pe care le aveau și își doreau o schimbare, oricât de absurdă putea să fie. În aproape orice țară, comunismul a intrat cu o oarecare aprobare a poporului asupra căruia urma să se exercite. Nu și aici. De aceea v-am spus la început că regimul lui Pol Pot a fost cel mai crud, dureros și mai ales random din întreg secolul 20. Toți ceilalți comuniști criticau regimul lui Pol Pot și îl considerau o rușine pentru această ideologie. Dintre toate aceste epitete, cuvântul random mi se pare cel mai bun, pentru că modul în care erau omorâți oamenii, o să vedeți imediat, nu avea niciun fel de sens, iar motivele erau de-a dreptul stupide. Pur și simplu te lua, te băga în închisoare și îți spunea că tu ești spion, iar tu trebuia să recunoști că ești spion, tu nefiind spion. Și pentru că tu spuneai că nu ești spion, ei te torturau până în momentul în care ajungeai să spui că ești spion. Repet, deși tu nu erai spion. În momentul în care recunoșteai că ești spion, e cât se poate de clar că trebuia să fii omorât. Sub rugămințele mai mult sau mai puțin oficiale ale întregii comunități internaționale, Vietnamul a invadat Cambodgia la finalul 1978 și a pus punct genocidului creat de acest idiot Pol Pot. În 1979 au cucerit Phnom Penh-ul, iar Pol Pot a fost nevoit să se retragă în junglă. Pol Pot nu a fost judecat niciodată și s-a sinucis în 1998 la aflarea veștii că va fi predat autorităților internaționale pentru a răspunde în fața faptelor sale. Acum că v-am prezentat mai bine situația politică, socială pe care a trăit-o Cambodgia în acea perioadă, o să ne uităm la câteva bucăți din niște videouri pe care le-am creat eu în 2016 când am fost să vizitez închisoarea S21 cât și Killing Fields. De ce insist eu pe acest subiect? Pentru că pe mine, în momentul în care am ajuns acolo în Cambodgia și în momentul în care am intrat în contact cu acest regim, pur și simplu, cu acest genocid, pardon, pur și simplu eu am fost șocat. Mine treaba asta m-a afectat într-un mod personal, într-un mod foarte, foarte puternic și de aceea mi-am spus că ar fi foarte bine să vă prezint întreg contextul, astfel încât să putem trage concluzia la final dacă acest idiot Pol Pot reprezintă cel mai mare tâmpit al secolului 20. Vizionare plăcută! Dragi prieteni, în continuare o să vedeți un nou video needitat. Îmi pare foarte rău, aș vrea să fac un vlog foarte mișto, cu multe cadre ca lumea luate despre ceea ce o să vedeți în continuare. Singura problemă este că aici nu am voie să filmez în locul unde sunt acum. Așadar, deci unde sunt în acest moment? În spatele meu, aici, este închisoarea S21 din Phnom Penh, Cambodia. Ce înseamnă această închisoare? Această închisoare, înainte de anul 1975, era un simplu liceu. După 1975, mai bine spus după 17 aprilie 1975, când Khmerii Roșii au acaparat puterea și au instaurat democrația Campucia. Campucia înseamnă cambogenă, deci democrația cambogenă, așa ziceau ei. Au folosit această închisoare, tot acest spațiu pe care îl vedeți voi acum, a fost folosit ca fiind cartierul lor general. Ce au făcut acești Khmer Roșii? Acești Khmer Roșii au venit sub conducerea lui Pol Pot. Nu o să vă dau acum foarte multe detalii, dar
dacă vreți să aflați despre aceste lucruri, puteți să faceți search pe internet, o grămadă de informații. Așa, deci au venit sub conducerea lui Pol Pot și au pus stăpânire pe această țară. Ei au decis că oamenii care erau aici în Phnom Penh trebuie evacuați, trebuie retrași către zonele rurale ale țării și trebuie transformați în oamenii vechi. Pentru că această ideologie totalitaristă pe care o avea Pol Pot împărțea oamenii în două categorii. Aveam oamenii vechi și oamenii noi. Oamenii vechi erau cei care munceau, nu știu, care munceau la câmp, care făceau agricultură, care se ocupau de toate aceste îndeletniciri fizice. Oamenii noi erau considerați intelectualii, doctorii, nu știu, artiști și așa mai departe, care erau omorâți fără drept de apel. Acum noi o să intrăm în clădirea cu numărul D, dacă nu mă înșel, și o să vă arăt exact cum arăta această închisoare în care oamenii erau aduși fără niciun fel de motiv, bine, fără niciun fel de motiv logic, motivul pe care vi l-am zis mai devreme, și erau ținuți aici, după care erau executați prin cele mai oribile metode pe care le-am auzit în viața mea. Eu am făcut tot turul, am stat aproximativ 4 ore, mi-am dat seama că nu am voie să filmez aici, dar totuși am spus că fiind în acest loc, vreau neapărat să am șansa să vă arăt și vouă să vedeți exact cum e. Așadar, hai să mergem. Uite, ca să nu ziceți că vă mint, aici zice că n-am voie să filmez, vezi? Uite, nu ai voie să faci fotografie și nu ai voie să filmezi. Asta pentru mine este o problemă. Stați puțin că acum trebuie să stau puțin pentru că vine cineva care cred că lucrează aici. Și nu vreau să mă vadă că intru cu camera. Da, cred că domnul lucrează aici 100%. Dar nu e nimic, nu e niciun fel de problemă. Așadar. Deci acestea sunt celulele în care oamenii erau ținuți. Este foarte creepy tot ceea ce se întâmplă aici, extraordinar de creepy. Dar, deci gândește puțin că te ia de acasă, ești luat din casă, de la familia ta, și ești adus și ești băgat într-o celulă de genul ăsta. Gândește-te la treaba asta. Uitați-vă pe seara. Deci asta era celula în care în principiu stătea un om, dar erau multe situațiile în care în aceste celule stăteau câte doi, dacă nu chiar trei oameni. Uitați, aici jos sunt niște chestii din astea în care tu erai prins, erai legat cu un lanț de picior, astfel încât să nu poți să te miști. Și o să vă arăt că, uite, în celula asta nu eram. Uite, aici avem. Da, uitați. Mamă, deci nici măcar nu cap. N-am loc. Uite aici, asta pare mai mare. Așa. Iar în cutia asta puteai să-ți faci nevoile. În această cutie făceai pipi, caca și așa mai departe. O chestie foarte, foarte, foarte dubioasă. Deci ei îți dădeau ție treaba asta și spuneau, băi, vezi că trebuie să-ți faci nevoile în ea. În condițiile în care tu îți făceai nevoile și dădeai pe lângă, erai forțat să lingi podeaua până când o faci curată așa cum era înainte. Absolut, absolut oribil. Așa. Sper să pot să filmez cât mai mult, pentru că E interesant pe aici. Și avem aceste celule, le vedeți? De o parte și de alta a clădirii. Uitați aici, o fază tare. Deci vedeți, e trecut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și de la 7 încolo se termină. Aici era o bară și erau trecute cheile de la fiecare celulă. Faza e că Chica, tipul care se ocupa de aceste celule, nu știa să citească și să scrie și tocmai de aceea trecea 1, 2, 3 și așa mai departe. Și la un moment dat, el a fost executat, nu știu exact ce a făcut, dar știu că a fost executat și cineva care știa să scrie a trecut asta de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Don't touch, ok. Sus e foarte interesant, am fost acolo. Mamă, deci atât de claustrofobic. Este atât de claustrofobic să stai aici încă o persoană. Deci o persoană acolo, una aici și încă una aici. Nasol. Evident că ventilatorile astea nu erau atunci. Okay.
Și hai să mergem la etaj. Această sârmă ghimpată inițial nu era aici, dar au fost o grămadă de prizonieri care s-au aruncat de aici, care s-au sinucis ca să poată să moară mai repede și ăsta a fost motivul pentru care s-a pus sârma ghimpată. E, și acum fiți atenți aici, că aici e shocking. Deci ăsta este etajul 1, unde celulele toate sunt din lemn. Mamă, dar, deci nu vă dați seama ce miros poate să fie aici. Ia, hai să intrăm într-o celulă din asta să vedem cum e. Aici, da? Deci gândește-te că tu stai așa. Deci tu stai aici. Tu stai aici, pe jos eventual. Ești pe jos și stai și aștepți. Ce dracu aștepți nici tu, nu știi? Să fii omorât. Hai să mergem până în capăt. Un criteriu foarte, foarte dubios pe care erau aleși oamenii care erau omorâți. Dacă purtai ochelari, erai considerat intelectual și erai adus aici. Dacă aveai mâinile finuțe, așa cum le-am eu, de exemplu, era o dovadă clară că nu ești un om care muncește, ești un om care gândește. Asta înseamnă că eu gândesc foarte mult, așa? Și erai adus aici și erai omorât. Dacă vorbeai vreo limbă străină, erai adus aici și erai omorât. În această închisoare, în acei 4 ani, între 1975 și 1979, când regimul Khmerilor Roșii a luat sfârșit, au murit aici peste 20.000 de oameni. Deci peste 20.000 de oameni au fost omorâți aici. Și mâine o să mă duc să văd The Killing Fields, care este un câmp din ăsta enorm, unde au fost executați zeci și zeci de mii de oameni. Și abia aștept să văd chestia asta. Da, acum cred că m-a văzut cineva, dar sincer să fiu, nu mă interesează. Dacă îmi comentează ceva, văd eu ce zic. În fine. Pe unde ieșim? Pe aici ieșim. Așa. Altă informație care mie cel puțin mi s-a părut incredibilă. Faptul că... Faptul că în cei 4 ani în care acest regim a dominat Cambodgia, conducătorii, deci totalul cu oamenilor care aici nu pot să vin pentru că e cineva acolo în spate și să ne vadă. Așa, deci în 1975, când au luat conducerea, era un număr de oameni care erau acești cumeri roșii, știi? Știți? După 4 ani, acest număr era de 4 ori mai mic. De ce? Pentru că intervenise paranoia în rândul lor și considerau că absolut toată lumea vrea să-i omoare și vrea să le facă rău și au început să se omoare între ei. Asta e faza. O mărturie interesantă pe care am auzit-o în momentul în care mergeam cu audio guide-uri. Prin 1976, un australian în vârstă de 27 de ani a fost prins și a fost adus aici. Pentru că a fost adus aici, a fost torturat. Și toată lumea credea că cel puțin dacă nu ești din Cambodgia, cu siguranță ești informator CIA, FBI, KGB și așa mai departe. Și el a depus o mărturie prin care le-a spus că el lucrează sub comandamentul colonelului Sanders de la Kentucky Fried Chicken și și-a dat numărul de telefon ca fiind numărul lui de cod de înregistrare la CIA. Pentru că dacă ei încercau să stoarcă de la tine niște informații și tu nu dădeai acele informații, te omorau. Ei voiau să afle de la tine informații. Habar n-aveau de elemente de cultură generală și chestii de genul acesta, deci tu puteai să le spui cam orice. Faza este că acest băiat, după 8 luni de zile de stat aici, a fost omorât, a fost ucis. Torturile pe care le îndurau oamenii care stăteau aici erau super dese, în sensul că se întâmplau de 3 ori pe zi. Deci erau luați de 3 ori pe zi și torturați. E very disturbing să știi că aceste lucruri au existat pe planetă, dar
Asta e viața, e datoria noastră să învățăm din ele și să nu fim ignoranți așa cum sunt eu, pentru că eu sunt un ignorant și știu chestia asta. Dar locuri de acest gen te fac să fii mai puțin ignorant decât ai face în mod normal. Închisoarea arată exact ca atunci când a fost când au găsit-o trupele vietnameze care au eliberat Cambodgia de sub dominarea Khmerilor Roșii. Deci a fost păstrat exact la fel, nu au fost aduse îmbunătățiri, nu a fost schimbat absolut nimic la ea. Și chestia asta îi dă un vibe foarte autentic și îmi place, de-aia mi-a plăcut foarte mult acest loc. Ăsta, într-adevăr, este barbed wire și chiar înțeapă, iar evident asta este sârmă ghimpată. Locul ăsta este absolut shocking. Sunt foarte multe clădiri de acest gen. O să vă mai arăt puțin. Sper că nu vă plictisiți. Eu cel puțin am fost foarte intrigued de absolut tot ceea ce se întâmplă aici. Voiam să vă arăt un instrument de tortură. Da, uite, este aici în față. O să vă arăt uite, toată lumea se uită la mine acum. Păi da, că sunt singurul care folosește cameră. Dar n-au ce să-mi zică pentru că am voie să filmez afară, nu? Suntem într-o lume liberă. Așa, haideți să vă arăt acum un instrument de tortură pe care... Eu am venit mai devreme, acum vreo, nu știu, 4 ori, 4 ori și ceva și nu prea era lume. Acum a început să fie foarte multă lume. Așa. Deci acest instrument se numește The Gallows. Nu o să vă spun acolo să citiți, vă explic exact cum se folosește, că am stat aici și m-am uitat. Deci fii atent aici. Te luau, te atârnau cu o frânghie de chestia aia acolo, nu știu dacă vedeți. Uite, o să vă arăt în poza aia. Sorry. Uite, ca să înțelegeți mai bine exact, da? Deci, te luau, te atârnau ca în chestia aia acolo, până când leșinai. În momentul în care leșinai, îți dădeau drumul, cădeai jos, adică aici, și erai băgat cu capul într-unul dintre chestiile astea care erau pline cu apă. Și făceau treaba asta, o făceau în continuu, până când te omorau. Uite, aici nu cred că o să mă lase să filmez, dar, frate, până acum nu mi-a zis nimic, hai să vedem. Dar mergem la etaj, pentru că la etaj nu este atât de multă lume. Să vă arăt cum arăta o cameră a cuiva care era considerat, care a deținut aici, da? Ia să vedem. Așa. Deci exact așa arăta o cameră, nu a fost absolut nimic modificat de aici. Ăsta era patul de care te legau cu lanțuri și pur și simplu stăteai aici, nu făceai nimic altceva decât stăteai aici toată ziua, nu primeai mâncare aproape niciodată decât, nu știu, odată la 2-3 zile dacă ți se dea de mâncare, dar în principiu nu primeai mâncare absolut deloc. Uitați-vă și nici exteriorul clădirilor nu a fost modificat. Dar stați că asta era o cameră mare. Da. Astea sunt camere mari. Vreau să văd și o cameră mai mică. Uite ceva tare de tot. Haideți să vă arăt acum care erau regulile pe care trebuia să le respecte orice deținut când era adus aici, da? Și le vom citi pe rând. You must answer accordingly to my questions. Don't turn them away. Trebuie să răspunzi întrebărilor mele, nu ai voie să-mi răstălmăcești cuvintele. Don't try to hide the facts by making pretext this and that. You are strictly prohibited to contest me. Nu încerca să ascunzi, nu încerca să tergiversezi faptele zicând că nu știu ce și că nu știu ce. Ți este 100% interzis să mă contratar, să zicem. Don't be a fool, for you are a chap who dare to thwart the revolution. You must immediately answer my questions without wasting time to reflect. Bla 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 bla. Do nothing, sit still and wait for my orders. If there is no order, keep quiet. When I ask you to do something, you must do it right away without protesting. Și ultima, stați că era una aici.
Uitați-vă aici, deci la numărul 6, da, asta să văd dacă poți să vă rog cu degetul. La numărul 6, da? While getting lashes or electrification, you must not cry at all. If you disobey any point of my regulations, you shall get either 10 lashes or 5 shocks of electric discharge. Da, o să trebuiască acum să schimb cardul. Ne revedem în 2 secunde. Așa. Voiam să vă mai arăt doar o cameră din aceasta în care erau deținuții, dar nu o cameră mare, vreau să văd o cameră mică. De aceea trebuie să mergem la parter. La parter e mai complicat, pentru că la parter sunt... cum îi cheamă? Sunt gardieni ăștia de pe aici. Da, hai să ne băgăm imediat. Așa, asta era o cameră mică în care era ținută o persoană cu astea. Erai prins de mâini, de picioare, pe loc te prindeau de chestia asta de aici, cum e normal. Iar astea sunt poze. Acum au fost găsiți oamenii aici, în momentul în care regimul Khmerilor Roșii a căzut. Și aceste poze le putem găsi în fiecare dintre camere. Din nou, nu am voie să filmez, dar nu e nimic. Uitați. Așa erau găsiți oamenii, nu se vede foarte bine. Oricum, foarte șocant. Nu știu ce să, dacă să zic că sunt bucuros că am ajuns aici. Da, sunt bucuros că am ajuns aici să văd acest loc, pentru că m-a intrigat de ceva timp. Citisem anumite lucruri despre el, dar nu cunoșteam chiar atât de multe chestii. Sunt obosit, destul de cald. Mâine o să mă duc să vizitez The Killing Fields. Sunt convins că nici acum nu am voie să filmez. Probabil că acum vă gândiți că sunt într-un parc simpatic sau aproape de o junglă sau într-o zonă foarte frumoasă. Îmi pare rău să vă stric așteptările, dar nu e deloc așa. În acest moment mă aflu într-o zonă foarte importantă pentru istoria Cambodgiei și pentru istoria acestui oraș. Această zonă se numește Killing Fields. Pentru a putea înțelege mai bine ce înseamnă această zonă Killing Fields, trebuie să fac cumva legătura cu videoul meu needitat anterior, în care vă prezentam închisoarea S21. Dacă n-ai văzut videoul meu, te rog foarte mult să dai click acum și să te uiți la el, după care să revii să-l vezi pe acesta. Ce se întâmplă aici? Ce înseamnă Killing Fields? Killing Fields înseamnă exact ceea ce se traduce în limba română, și anume câmpurile morții, să le zicem așa, da? Sau câmpurile unde se omoară, sau zona unde se omoară, să zicem ceva de genul ăsta. Ce reprezintă această zonă? Această zonă, tot ce vedeți în jurul meu, o să vă arăt imediat, este dovada cea mai vie a crimelor și a orărilor pe care le-a făcut regimul lui Pol Pot aici în Cambodgia după data de 17 aprilie 1975. Ce o să vedeți în continuare? În continuare o să vă prezint care erau metodele prin care oamenii erau omorâți aici, erau omorâți în masă. Dacă ați vrea să facem cumva o anumită paralelă pentru cei care au fost pasionați de chestia asta cu nazismul și așa mai departe, cumva soluția finală pe care a găsit-o Hitler pentru evrei, să zicem, și anume gazarea și toate chestiile cu lagăre de concentrare, e o chestie oarecum similară a găsit aici, cum îl cheamă, domnul Pol Pot. Dar mi se pare că este mult, mult, mult mai nașpa ceea ce s-a întâmplat aici decât toată faza cu Auschwitz-ul, și o să vedeți de ce. După ce a venit la guvernare în 1975, regimul lui Pol Pot, regimul Khmerilor Roșii, ei au creat acea închisoare S21, iar din acea închisoare cei care erau condamnați la moarte, adică marea majoritate dintre ei, erau aduși în această zonă. Această zonă este plină cu gropi unde au fost îngropați oameni, se le spune morminte, deși nu arată chiar ca niște morminte.
O să vă arăt exact cum au fost omorâți oamenii aici și care au fost metodele extraordinare de, nu știu cum să le spun, inumane, nici măcar nu știu la cuvântul inuman, e destul de grotesc pentru ceea ce vreau să vă, pentru ceea ce vreau să vă explic în acest video. Toată această zonă a fost descoperită în anul 1979, în momentul în care regimul Khmerilor Roșii a căzut în totalitate. Aici avem în fața noastră 1, 2, 3, 4, 5, 6, sunt vreo 10 gropi aici. Toate acestea sunt gropi unde oameni nevinovați, care nu au făcut niciun rău niciodată nimănui, erau omorâți. Aceste gropi inițial aveau adâncimea de 5 metri, dar pentru că a trecut timpul și s-au întâmplat multe chestii, evident gropile acum sunt ca niște cratere micuțe. Aici oamenii erau luați fără niciun fel de drept de apel, fără niciun fel de chestie și luați și omorâți. De fapt, cum se întâmplau lucrurile? Undeva în partea aia, acolo, la început, erau aduși cu camioanele, erau coborâți din camioane, iar în momentul în care erau coborâți din camioane, ei erau legați la ochi, trebuie să vorbesc mai încet, erau legați la ochi și băgați în niște barăci. După ce stăteau în acele barăci aproximativ 3-4 ore, erau aduși în dreptul acestor gropi de aici și erau executați, erau omorâți. Spre finalul regimului lui Pol Pot, și anume undeva între anul 1978-1979, pentru că lucrurile deveneau din ce în ce mai nașpa și Pol Pot din ce în ce mai paranoic, requirements-urile pentru această zonă spuneau în modul următor: trebuie să se omoare, trebuie să fie uciși aici cel puțin 300 de oameni zilnic. Și au fost săptămâni întregi în care aici mureau 300 de oameni în fiecare zi. În acest killing fields, în această zonă, au murit mai bine de 20 sau 25 de mii de oameni din perioada în care acest loc a fost înființat. Uitați, numai aici în față, la numărul 7, avem mass grave of 166 victims without heads. Ce înseamnă? Că aici au fost omorâți, au fost găsiți 166 de cadavre decapitate, adică fără capete. Care erau metodele prin care Khmerii Roșii executau pe oameni? Unul la unul nu alegeau să-i împuște. De ce nu alegeau să-i împuște? Pentru că a împușca foarte mulți oameni este o metodă unul la mână ineficientă din punct de vedere economic și doi la mână face foarte, foarte, foarte mult zgomot. Iar ei au ales să omoare oamenii așa cum puteau, și anume cu bâte, cu cuțite, cu absolut orice obiect pe care el considerau ca fiind, nu știu, apt să omoare pe cineva, ei foloseau acele obiecte. O să vedeți puțin mai încolo treaba asta. După 1980, când autoritățile au reușit să descopere acest loc și să dezgroape, să vadă ce s-a întâmplat exact aici, au strâns și o grămadă de bucăți de haine, oase, dinți și așa mai departe. Uitați aici. După ce aceste gropi au fost exumate în 1980, ce-a rămas, hainele victimelor, au urcat la suprafață în momentul în care a plouat, pentru că evident se umpleau gropile, s-au se ridicat puțin și oamenii le-au colectat pentru a le pune în aceste vitrine, astfel încât noi să putem să le vedem. Dacă vedeți, ăsta de aici este un pantalonaș sau ceva de genul ăsta al unui copil. Pentru că nu știu dacă v-am spus, dar aici nu erau executați numai oameni, numai oamenii adulți, să zicem. Erau omorâți bărbați, femei, indiferent de vârstă, indiferent de absolut orice, copiii, absolut toată lumea care era adusă aici era adusă cu un singur scop și anume să fie executată. Uitați cum arăta o groapă din aceasta în momentul în care au găsit-o în 1980. Ca să vă faceți o idee mai amplă. Așa arăta o groapă. Se pot vedea acolo sutele, miile de cadavre. Acest loc, această groapă pe care o vedem acum are o însemnătate foarte mare, pentru că ăsta erau locul unde erau copiii. Aici erau omorâți absolut toți copiii care
erau găsiți, care erau aduși cu camioanele de mai devreme de care v-am spus. Cum erau omorâți? Dacă vi se pare foarte dur ce v-am zis până acum, opriți videoul, pentru că acum ce o să vă spun, asta este o chestie care pe mine absolut, nu știu, m-a cutremurat. Cum erau omorâți acești copii? Acești copii care aveau de multe ori sub 2 ani, erau omorâți în modul următor. Uitați, numele copacului de aici se numește Killing Tree, against which executioners beat children. Acest pom este pomul de care torționarii regimului lui Pol Pot îi luau pe copii, pur și simplu, îi izbeau cu toată forța, bine, câtă forță trebuie să omori un copil de 2 ani până la urmă, da? Luau un copil, îi izbeau cu capul de acest pom, copilul murea, îl luau de aici și l-aruncau în groapă. Deci gândește-te să faci treaba asta zilnic, nu știu câte ore pe zi. E copilul care e mic aici, l-ai luat în mână, l-ai aici în mână, îți ia vânt, l-ai lovit cu capul, aici nu-ți trebuie mult, el a murit, curge sânge, tot ăsta este plin de sânge, l-ai luat, bang, l-ai aruncat acolo. Omul care a găsit acest pom era un tip, după ce Khmerii Roși au plecat și au fugit pentru că și-au dat seama că li se duce dracu toată combinația, tipul ăsta a venit și pentru că era foarte foame, a început să caute pe aici să scormonească și a găsit niște cartofi undeva în zona asta, din partea asta de acolo. A găsit niște cartofi și găsind acei cartofi a zis, hai că poate mai găsești ceva. Și când a venit în partea asta aici, el a văzut un cadavru, a văzut niște oase aici și când a început să sape, a văzut că erau super mulți copii. După care s-a uitat la pomul ăsta și uitându-se la acest pom, a văzut că era plin de sânge și că erau bucăți din creier, bucăți din, nu știu, cum zice acolo, dinți, a găsit împregnați acolo, înfipți cum ar veni, fire de păr și așa mai departe. Deci dacă vă vine să credeți, acești oameni sunt oameni pe planeta asta care au omorât copii, lovindu-i și izbindu-i de un copac, după care aruncându-i în groapă, evident, sub privirile oripilate ale mamelor lor. Da. Da. Nu știu ce să zic. În fine. Oamenii când erau aduși aici, tot timpul li se spunea, la fel cum s-a făcut în absolut toate celelalte situații, cum a fost și în cazul lui Mao Zedong, cum a fost și în cazul naziștilor, acești oameni care erau aduși aici, li se spunea că se poate declar, băi, vedeți că vă schimbăm într-o altă casă, într-o altă închisoare și așa mai departe. Ei nu știau, erau aduși noaptea, gândiți-vă că aici era beznă totală, erau legați la ochi, erau băgați într-un warehouse, legați de mâini și de picioare și stăteau acolo ore în șir, auzind și o să vă spun imediat ce auzeau. Aici avem, la fel ca și mai devreme, sunt chestii pe care ei le-au scos din pământ. Ăsta este un papuc, acolo este cred că un fragment dintr-o vestă, iar acestea sunt oase. Ia, să mă duc puțin mai aproape, să vă arăt. Astea sunt fragmente de oase, iar aici avem dinți ale victimelor. Dinți care fie au fost scoși prin lovirea repetată, fie au fost scoși prin tortură, pentru că erau foarte torturați și li se scuteau dinții, asta era o altă metodă de tortură. Acel pieptăn la fel a fost găsit aici. Și aici, la fel, pieces of bones remaining after excavation 1980. Astea sunt chestii cât se poate de reale. Și este foarte bine că sunt aici, pentru că ne arată și ne învață pe noi oamenii ce s-a întâmplat pe această planetă, cum s-a prestat istoria pentru noi și care sunt greșelile pe care le-am făcut și nu ar trebui să le mai facem. Aici avem un alt loc important, se numește The Magic Tree. De ce se numește acest loc The Magic Tree? Contrar numelui, acest copac avea o altă întrebuințare. De, cred că asta de aici, nu știu dacă se vede, da? Cred că asta de aici și de cea de sus erau instalate două difuzoare enorme, care zi și noapte, în continuu, fără oprire, cântau, adică se auzeau
cântece din astea propagandistice, comuniste și așa mai departe. Astea era în timpul zilei. Ele erau folosite și noaptea, dar noaptea de ce erau folosite? Aceste speakere, de care vă spun acum, erau date la maximum pentru că noaptea ele aveau ca menire să acopere țipetele miilor de oameni care erau omorâți în toate aceste zone. În absolut toate aceste zone. Deci gândește puțin, ești adus aici, ești în camionul acolo, te duci într-un warehouse, te leagă la mâini și la picioare cum ai văzut în video-ul anterior cu S21. După care ești scos de acolo. Tu cât timp stai acolo, tu nu știi nimic, doar auzi aceste cântece patriotice, propagandistice și cretine, despre care tu nu știi nimic, pur și simplu le auzi pe alea. Ți se pare normal. Ai plecat de la închisoare de acolo, unde era foarte nașpa, unde te chinuiau în fiecare zi și ți-au spus că te duc în altă parte. O, ești logic, băi, de ce mă duc în altă parte? Poate că mă duc în altă parte, mă duc într-un loc mai bun. Ce dracu, dacă aș vrut să mă omoare, m-ar fi omorât acolo. De ce să mă omoare aici? Nu? Normal. A, ce trebuia să vă spun. Killing Fields este la aproximativ 10 km distanță de închisoarea S21 pe care v-am prezentat-o în video-ul anterior. Așa. După care ești scos din acel warehouse și ascultând muzica asta de căcat pe care o ascultai de aici, legat la mâini, ești adus aici, să zicem, în această zonă, împreună cu maică, tataie, cu tușincă, nu știu să spunem, 50 de oameni, ești dezbrăcat complet și după care, fără să știi ce ți se întâmplă, pentru că tu erai legat la ochi, fără să știi ce ți se întâmplă, te trezești fie cu o lopată în cap, fie cu o bâtă în cap, fie cu, nu știu, ți se taie gâtul și așa mai departe, după care ești împins aici. Ok, that's gruesome. Mai departe, pentru că erau foarte mulți oameni și gândiți-vă, când omori atât de mulți oameni, tu trebuie să ascunzi mirosurile astea, trebuie să ascunzi pentru că pute îngrozitor când sunt omorite, nu știu, mii de persoane aici, nu? Și ei aruncau cu chimicale, DTT, cred că se numește, ziceau acolo, dar nu știu exact ce înseamnă, nu cunosc termenul, chiar o să caut după ce ajung acasă. Deci erau aruncat această chimicală peste ei și erau foarte mulți oameni care nu mureau. Deci, în primul sensul că te dea una în cap, să spunem că la leșina sau i se întâmpla dragul ceva, ajungea acolo jos, înăuntru, cu alte zeci, sute, mii de cadavre, dar el nu murea și nu știa dacă a murit sau nu. Și pentru că nu aveai timp să verifici, să faci chestia asta, luai aceste chimicale și le aruncai peste oameni, asigurându-te că unul la mână încerci cumva oarecum să împiedici putrefacția și mirosul, să-l ții la un anumit nivel suportabil și doi la mână te asiguri că oamenii mor. Da. Haide să vă duc acum, nu pe aici, așa, să vă duc. Una dintre zicalele regimului lui Pol Pot era așa: decât să scape un inamic, mai bine omorâm un om nevinovat. Adică decât să ne asumăm riscul că poate un inamic scapă, mai bine ne asumăm riscul să omorâm o persoană nevinovată. Încă o chestie, când erai adus aici și erai omorât împreună cu familia ta, chiar dacă să spunem că pe tine te vedeau cel vinovat și poate n-aveau nimic cu familia ta, să zicem pe moment, familia ta era omorâtă pentru că ei nu voiau să lase oameni care să se răzbune, în sensul că dacă ei voiau să mă omoare pe mine, pentru că li se pare rău că am făcut nu știu ce căcat, trebuia neapărat să moară și mama, trebuia neapărat să moară și taichimiu, trebuia neapărat să moară și sora mea, dacă mai erau bunici așa mai departe, toată lumea trebuia să fie omorâtă. Da, am rămas fără card. Haideți să vă arăt ceva foarte tare și foarte disturbing aici. Aceste zdrențe pe care le vedeți sunt de atunci și aparțin ale oamenilor care au fost omorâți aici. Avem și un semn prin care ne se spune să nu călcăm în această zonă și evident că nu o să o facem. Dar au reușit să le păstreze, zice că din când în când, odată la câteva luni de zile, mai apar la suprafață dovezi, în sensul că, nu știu, haine, dinți, oase și așa mai departe, care s-au dus la suprafață de apă, așa cum v-am spus. Hai să mergem acum înăuntru, în acest loc. În acest loc sunt niște chestii foarte, foarte, foarte disturbing. O fază ce mi s-a părut foarte tare e că deși după 1979 Pol Pot a fugit de aici și s-a, aici trebuie să mă descalț, așa, și s-a refugiat undeva înspre granița cu Thailanda, în continuare pentru aproximativ 10 ani toate țările lumii întâi, și anume America, Australia, Anglia, Franța, Germania,
au recunoscut că Cambodgia este în continuare condusă de Khmerii Roșii, iar Khmerii Roșii au avut un loc în UN până în anul 1990, cred. Nu știu, dacă greșesc, Gerasime, contrazice-mă, boss. Așa. Haideți să vă arăt aici. Aici, după cum am spus, trebuie să ne descălțăm. E. A. Aici avem cranii pe peste tot. Iar acestea sunt victime între 40 și 60 de ani. Cu oasele aferente. Locul ăsta e foarte strâmt. Bine că nu sunt foarte gras. Și uitați. Evidence of killing by knife. Deci cu ce te omorau? Te omorau cu cuțitul, te omorau cu baioneta, te omorau cu cleaning rod, nu știu exact cum să o traduc în română, cleaning rod. Dar asta cred că, în momentul în care era înfundată, cred ceva de genul ăsta, când era înfundată țeaba sau chestia asta, băgai scula asta, să zicem așa. Iar aici... bai, wooden stick cu un băț, ăsta cu bambu stick, iar aici era omorât cu sabă. Astea sunt victime sub 20 de ani. Uitați-vă, frate, puțin. Uitați-vă ce e aici. Se vede fisura, da? Vede frumos fisura aici sus? Cum a fost lovit. Ia uitați aici sus. Vedem, nu? Găuri. Gaură. Deci, albastru e female, portocaliu ăsta sau roșu e male. Nu știu cât de bine se vede. Uitați-vă acolo. Mamă, frate. Hai și aici. Astea sunt victime între 20 și 40 de ani. Uite. Evidence of killing with iron tool. Deci l-ai omorât cu chestia aia, scula aia, ce dracu e, mă vedeți acolo. Îți era dat în cap cu aia, frate, deci îți dădeau în cap fără să te întrebe nimic cu chestia aia. Mamă, și e foarte cald aici. Uitați. Ia uite gaura. Pac, îți dau la din ea în cap? Nu mai știu nimic de tine. Așadar, ce s-a întâmplat mai departe cu Pol Pot? Deci Pol Pot după 1979, v-am spus, s-a retras la granița, în junglă, de fapt s-a retras la granița cu Thailanda și el a condus Partidul Khmerilor Roșii, ceea ce asta mi se pare în bezna minții, este absolut în bezna minții chestia asta, a condus Partidul Khmerilor Roșii până în anul 1998, dacă nu mă înșel, când a murit. Nu, până 1997, dacă vă vine să credeți așa ceva, deci acest om care a făcut toate crimele de care v-am spus acum, a rămas în viață și chiar a rămas puternic politic pentru că Khmerii Roșii în continuare au existat pentru încă aproape 20 de ani. El a murit prin 1998, cred, a fost pus în house arrest în 1997, la un an după asta a murit din cauze naturale, se spune, dar sunt și teorii ale conspirației care ne spun că de fapt el a fost asasinat de cei care îl slujeau până în acel moment, ca să zic așa. E interesant să auzi poveștile pe care ți le spune în cască, pentru că atât timp cât mergi pe aici, îți spun niște povești. Auzi niște povești audio și e foarte... Da. Uitați, vă arăt aici pe final. Aici este truck stop-ul, locul unde erau... Vedeți? Aici era locul unde camioanele care transportau victimele să fie exterminate din închisoarea S21 și alte locuri din Phnom Penh aduceau victimele, se opreau aici și plecau. Aceste camioane veneau de 2 sau de 3 ori pe zi în fiecare săptămână. Fiecare camion avea între 20 și 30 de oameni pe care îi transporta. Astea sunt killing fields.
Sper că v-a plăcut acest video, sper că, de fapt, chiar dacă nu v-a plăcut, sper că v-a ridicat câteva semne de întrebare vis-a-vis de ceea ce însemnăm noi ca oameni, ce facem noi ca oameni și mai ales ceea ce suntem noi în stare să facem ca oameni, pentru că pentru mine este absolut șocant și experiența pe care am trăit-o aici la S21. Înainte de a ne lua la revedere, vreau să vă spun că după ce am fost în Cambodgia, am avut așa o introspecție, ca să zic, și mi-am adus aminte de noi, de români, de cât de mult ne plângem, de cei 50 de ani de comunism pe care i-am avut, de ultimii 3-4 ani de zile pe care i-am trăit foarte, foarte rău după 1985, dar am tras concluzia că sunt țări care au suferit mai mult decât noi. De exemplu, eu consider că această țară, Cambodgia, a suferit mult, mult mai mult. Și totuși nu pot să nu observ că oamenii acum acolo parcă sunt diferiți. Nu zic neapărat că sunt mai buni sau mai rei decât ai noștri. Dar parcă nu văd această înverșunare acolo în Cambodgia. Într-un fel sau altul, suferința pe cambogieni, din punctul meu de vedere, i-a unit. În timp ce o suferință mult mai mică la noi, în România, ne-a înrăit.